Bun găsit, stimați telespectatori! Continuăm mini-studiul nostru pe două versete din Filipeni, capitolul 3, versetele 10 și 11, pe care le vom citi imediat, din care, de fapt, izvorește genericul emisiunii noastre, Să-l cunosc pe el. Ne bucurăm că vă interesează subiectul acesta, vă interesează cunoașterea lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar vrem să continuăm să reflectăm în special asupra cunoașterii Domnului Iisus Hristos și anumitor aspecte din viața Domnului Iisus Hristos. Am dezbătut într-un episod anterior sintagma Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și vrem să mergem acum spre părtășia suferințelor lui, moartea lui și experimentarea învierii din morți, așa cum rezultă din aceste versete. Invitatul nostru este pastorul profesor Iuliu Centea de la Oradea, un prieten, colaborator vechi de-al meu. Mă bucur să ne reîntâlnim. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc. Să citim așadar aceste două versete, deși cred că deja telespectatorii, cel puțin versetul 10, l-au văzut partea introductivă a versetului 10 de foarte multe ori dacă s-au uitat la emisiunea Să-l cunosc pe el. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice echip, dacă voi putea, la învierea din morți. Să mergem direct spre această chemare la cunoașterea suferințelor Domnului Iisus Hristos. Cum se spune aici exact în Filipeni 3:10, am schimbat așa, părtășia suferințelor Domnului. De ce suntem chemați să experimentăm o comuniune a unor suferințe? E de dorit să experimentezi suferința? Părtășia suferințelor lui înseamnă asta. Da. Și atunci noi luăm după Scriptură. Nu luăm după experiența noastră, luăm după standardul nostru. Că uneori standardul cu experiența sunt mari deosebiri. Standardul este acesta. Să avem părtășie cu suferințele lui. Și nu ne putem abate la acest standard. Ce înseamnă părtășie? În cuvântul grecesc, ficoinonia, înseamnă o empatie profundă, o unire profundă cu celălalt, o comunicare profundă cu celălalt, o simțire, aceea simțire. Împreună simțire. Și când zice părtășia suferințelor lui, înseamnă că eu trebuie să cunosc aceste suferințe. Pe el în suferințele lui. Pe el în suferințele lui. Și, prin extensie, trupul lui de astăzi este biserica. Să cunosc și suferințele din trupul lui de astăzi, care este biserica. De aceea spune în Evrei, nu? Cei ce sunt în lanțuri, aduceți-vă aminte de ei, cum ați fi și voi. Deci, pentru că suferințele lui continuă în trupul lui care este biserica astăzi. Sau un verset care pentru unii e o provocare teribilă, când spune Apostolul Pavel că în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserică. N-au fost suferințele Domnului Iisus Hristos depline, perfecte? E vorba de suferința mântuitoare, pentru că numai Hristos a suferit-o. Ce este identificare cu suferințele lui Hristos pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Și pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu trebuie să suferim. Biserica suferă, trupul lui Hristos suferă și categoric Pavel fiind lider suferă mai mult. Și cum se spune în episodul anterior, ai spus în episodul anterior, până, deci sufăr durerile nașterii, trabaliu, până Hristos va lua. Și asta era o formă de suferință, pentru că atunci când folosește cuvântul trabaliu, ăsta e durerea femeii înainte de a naște. E o durere intensă, spirituală. Și Pavel avea travaliu pentru cei din Galatia. E o formă de suferință extraordinară. Deci, și nu putem scăpa de suferința asta. Slujitorii, păstorii care vor ca membrii să aibă chipul lui Hristos în ei, nu pot să scape de acest travaliu. Sunt condamnați la suferință. Haideți să vedem ce a suferit Domnul Iisus Hristos și de ce a acceptat să sufere. Și mi-am amintesc acum chiar de pentru bucuria care era pusă înainte. Să încercăm să mergem. Este un psalm al suferințelor lui Iisus, un psalm profetic, psalmul 22. Cred că e cel mai profund psalm care prezintă suferințele Domnului Iisus Hristos. Și să vedem
ce este profețit, cum e prezentat. Pornim dintr-o parte a Vechiului Testament. Versetul 1 din Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să spun de noi? De fapt, a fost strigătul Iisus pe cruce, nu? Eli, Eli, lama sabachthani. Și de fapt, unii susțin, și eu cred asta, că de fapt Domnul Iisus recita, cita acest psalm în acel moment. Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspund. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai, strigau către tine și erau scăpați. Se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. Și acum urmează suferința. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Deci a suferit ocara oamenilor. A suferit disprețul. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească fiindcă-L iubește. Și aici observăm chiar ce spuneau mari preoți și alții din jurul crucii. Fără să-și dea seama, ei împlineau de fapt acest. Ce înseamnă atunci în contextul ăsta părtășie la suferințele Lui? Părtășie la ocările Lui. Da. Și spune nevrei, nu? Să ieșim afară, să suferim ocara Lui. Să ieșim afară din tabără. Practic asta e o chemare la părtășia suferințelor, să suferim ocara Lui Hristos. Suntem chemați să ne unim la această părtășie a suferințelor, să fim la ocară. Nu este deloc atractiv să fii acoperit de ocară. Dar cei care vor să trăiască cu evlave în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și continuă în Psalmul 22, zice în versetul 12: o mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfârșește și răcnește. Deci cuvinte care rănesc. O altă parte a suferințelor lui Iisus, cuvintele care l-au rănit. Cum spuneai aseară în slujirea de la Târgu Mureș, săgețile arzătoare ale celui rău, da? Versetul 16, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau tărcoale împrejurul meu. Până acum a fost suferința psihică, acum urmează suferința fizică. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc. Deci există componenta psihică a suferinței și există componenta fizică a suferinței. În prima parte a Psalmului 22 am văzut componenta psihică, în a doua vedem componenta fizică. Se pune problema trupului Hristos, suferă fizic și astăzi, da, suferă. Sunt mii de creștini martirizați. Dacă ne gândim la ce se întâmplă în Nigeria, sate întregi aprinse, biserici incendiate, păstori asasinați de musulmani radicali. La ora actuală, cea mai prigonită religie din lume este creștinismul, nu este islamul. Interesant că este expresia de islamofob. Imediat, la marile organizații, dar creștinofob nu prea. Deci este suferința psihică și cea fizică. Și fizic, trupul lui Hristos suferă, suferă. Sunt unii încarcerați, creștini încarcerați, de gândim la China, unde e supraveghere extraordinară, biserici închise, biserici demolate. Asta este noul trend în China, a fost o perioadă de libertate, s-a terminat perioada de libertate, biserici supravegheate, supravegheate video, este un loc unde sunt supravegheate bisericile și nu au voie să predice anumite lucruri. Nu e voie. Deci, și dacă predică, le scade creditul social. Și dacă scade sub un anumit punctaj, biserica se închide. Și atunci, ca să nu scadă sub punctaj, anumite subiecte sunt evitate. E o formă de suferință și asta. Și foarte interesant că Hristos suferă împreună cu copiii Lui prin toate astea. Deci, și ca să continuăm cu Psalmul 20. Deci o dublă părtășie. Dublă părtășie. A creștinului la suferințele lui Hristos și a lui Hristos la suferințele creștinilor. Și în continuă această suferință, dar cu strigătul ăsta, versetul 20. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Deci avem voie să ne rugăm în suferință. Dacă Hristos s-a rugat, avem voie să ne rugăm și noi în suferință. Interesant că Iisus vede rolul misionar al suferinței Lui, versetul 27. Toate marginile pământului își vor aduce aminte, se vor întoarce la Domnul, toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta. Deci El vede... De fapt există acolo așa numit, după parcă versetul 20, linia frântă a unui monument funerar.
Deci până aici a fost moartea și apoi vorbește din perspectiva învierii și a ceea ce se va petrece în împărăția de 1000 de ani. Este extraordinar ce... Deci Domnul Iisus privea prin suferință spre ceea ce va fi după înviere, după suferință. Deci, așa trebuie să privim. Să reiterăm, este această dublă componentă a părtășiei suferințelor. Cea psihică, da, și cea fizică. Psihică și spirituală și cea fizică. Și în trupul lui Hristos, care e biserica, ambele componente de suferință se văd. Dacă se poate să aduc un verset necesar în vremurile de suferință, creștinii, cum se spunea, suferă tot mai mult și vor suferi și mai mult. Scrie în 1 Petru capitolul 4, suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se vor face cel nelegiuit și cel păcătos? Și acum sfatul, așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, din cauza lui Hristos, nu pentru că au făcut fapte rele, da, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Și zice tot Petru, însă ne înarmăm cu gândul suferinței. Deci, creștinismul occidental nu este setat pe suferință. Și ne gândim la Evanghelia prosperității, total împotriva suferinței, nu? Health and wealth, sănătate și bunăstare. Unii se roagă să elibereze Dumnezeu de duhul sărăciei. Ideea este că dacă mergi pe Evanghelia prosperității, dusă la absurd, când contextul ei cum e interpretarea, n-are ce căuta suferința. Dar Petru zice altceva, voi înarmați-vă cu gândul suferinței. Și părtășea suferințelor lui nu merge cu Evanghelia prosperității. Că noi am fi spus părtășea cu bunăstarea lui. Așa e? Nu cu suferințele lui. Deci, dar Pavel nu merge pe ideea asta cu părtășea la bunăstarea lui. Ci mergea cu părtășea la suferințele lui. Și de aceea cred că un motiv pentru care în creștinismul occidental, în atâtea denominațiuni, s-au prăbușit barierele morale, în atâtea denominațiuni nu mai este familie. Pentru că crucea a fost scoasă, părtășea suferințelor și a fost pus părtășia bunăstării lui. Deci avem o altă evanghelie. Da. Părtășia suferințelor este foarte important pentru că în suferință vedem pe Dumnezeu cum nu vedem altcumva și ne vedem pe noi cum nu vedem altcumva. Deci ochii noștri sunt limpezi în suferință. Deci Hristos a suferit în timpul vieții terestre, chiar de la întrupare, pentru că a te coborî până la nivelul unui... Da, e o restrângere a ceea ce ești. În timpul vieții, apoi Ghețimaniu a fost un aspect al suferinței și cu un rezultat al acelei suferințe, apoi Gabata, locul în care a fost judecat pe nedrept, și apoi Golgota. Haideți să mergem mai mult spre aceste trei paliere ale suferinței, tot mai accentuate, cumva tot mai grozave. Ce s-a întâmplat la Ghețimani și ce trebuie să învățăm noi de la atitudinea Domnului Iisus Hristos în suferința din Ghețimani? Deci aici este suferință pentru voia lui Dumnezeu. Și aici noi putem să fim părtași. La Ghețimani putem fi părtași. În ce sens? Hristos credea într-un viitor deschis. Nu mergea pe fatalism. Credea că e posibil la Dumnezeu să evite crucea. Hristos nu s-a temut de durerea fizică. Ci era problema cu toate păcatele asupra lui și scurt circuitarea părtășiei cu Dumnezeu. Asta a fost marea problemă. Că n-a vrut să rupă părtășia cu Dumnezeu din cauza păcatelor. Și Hristos acolo a fost în agonie până la sânge. Doamne, facă-se voia ta. Dacă e cu putință, îndepărtează paharul. Dar facă-se voia ta. Sunt momente în viața noastră în care trebuie să ne unim cu părtășia suferințelor din Ghețimani. Atât de mult dorim un lucru, dar să zicem, Doamne, nu voia mea, ci voia ta. Deci trebuie să învățăm Ghețimani, că este un lucru necesar în viața noastră. Bătăliile pentru voia lui Dumnezeu în viața noastră. Nu sunt ușoare acestea. Nu sunt ușoare. Și Iisus s-a rugat în Ghețimani și nu a fost ascultat. Pavel s-a rugat să-i se ia țepușul de 3 ori și n-a fost ascultat. Ghețimani ne învață și la răspunsul de nu din partea lui Dumnezeu. Îmi vei fi roial și dacă îți răspund cu nu la rugăciunea ta? Mă vei iubi și dacă răspunzi cu nu la rugăciunea ta? Sunt unii care, dacă Dumnezeu răspunde cu nu, se îndepărtează de Dumnezeu. Prezint cazul unui tânăr care a iubit o fată.
fata s-a distanțat de el și a zis așa, Dumnezeu de ce n-a forțat fata să mă iubească? Fiindcă n-a forțat, mă voi depărta de Dumnezeu și s-a depărtat de Dumnezeu. Deci... Nu poate suporta ideea că Dumnezeu poate să zică nu. Hristos în Ghețiman a învățat, Dumnezeu i-a zis nu fiului. Și a renunțat la propria voie da. În favoarea... Pavel a învățat, deci la fiu i-a zis nu, la Pavel i-a zis nu cu țepușul. Noi trebuie să considerăm că răspunsul de nu de la Dumnezeu trebuie să asumăm această suferință a lui nu. Noi vrem doar da, 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 da la toate, instant. Doamne, voia ascultă, mea, voia mea, voia mea. Deci aici părtășia suferințelor din Ghețimani. Mergem la Gabata. Acolo este suferința judecății nedrepte. Și trebuie să recunoaștem, cu cât înaintăm în timp, creștinii vor fi judecați pe nedrept. Pe nedrept vor fi judecați creștinii. Nu pentru ceea ce fac, ci pentru ceea ce sunt. Ca și Domnul Iisus. N-a fost judecat pentru faptele lui. Eu cred lui. Că Gabata va deveni la scară universală experiență creștină. Judecăți pe nedrept. Așa cum Nero a judecat pe nedrept creștinii că au dat focul Romei, va veni un alt Nero, regional, național, suprastatal, care la fel va inventa minciuni despre creștini. Creștinii sunt vinovați. Hai să eliminăm. Femeia care este... Sunt o piedică în unificarea planetei, nu? În Finlanda, fostul ministru de interne, o creștină, este judecată, pasibil de pușcărie, pentru că a postat pe Facebook un verset biblic. Un verset biblic. Despre normalitate și anormalitate. Era un verset biblic care a postat. Pasibil de pușcărie, fost ministru de interne. Nu este o judecată nedreaptă? Nu este gabata ca să bage frica în toți creștinii din Finlanda? Vorbim de Uniunea Europeană. Este gabata, judecăți nedrepte. Adică ai postat un verset biblic și deja ești pasibil de pușcărie. Zic, ei zic că e discursul urii. Deci ce ușor găsim limbajul potrivit. De fapt, discursul urii e la ei. Dar ei zic că la tine. Deci judecăți nedrepte. La gabata a fost o logică în toată judecata aia. Deci oricum o făceai, Hristos trebuia să iasă vinovat. La fel fac și ei. Oricum facem, trebuie să iasă vinovată femeia asta, fostul ministru de interne, trebuie să iasă creștinii vinovați. Trebuie să rezistăm la gabata. Se aplică dubla măsură. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Cum spuneai despre alte credințe, mă rog, cea mai mare în momentul de față, islamul și creștinismul. Trebuie să rezistăm la gabata, la judecățile îndrepte. Iar la Golgota, acolo în vorba de durerea păcatului, și spune în evrei că nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Bun, când te împotrivești până la sânge, nu-i durere. Golgota ne învață să luptăm contra păcatului. Fără a considera da. Că prin această suferință nu. Obține mântuire. Că mântuirea a făcut-o Hristos. Da. Noi nu putem lucrim pentru păcate. Hristos a murit. Dar să luptăm contra păcatului până la sânge putem. Bun, e durere lupta până la sânge. Pur și simplu e durere să lupți până la sânge lupta contra păcatului. Deci, Ghețimani, bătălia, suferința din cauza bătăliei pentru Dumnezeu, Gabata pentru judecăți nedrepte și Golgota în lupta contra păcatului. Da. Până la sânge. Nu ajungem în lupta până la sânge. Se ajunge să suferi și din partea celor care ar fi trebuit să te primească, să te accepte și n-au făcut-o. Apropo de Ioan, prologul Evangheliei după Ioan, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Sunt creștinii predispuși unor judecăți incorrecte chiar din fața propriilor lor frați. Trebuie să îl urmăm pe Hristos și într-o astfel de atitudine față de ai noștri care nu ne înțeleg, care nu ne... Devine ce s-a zis în Scriptură, că cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Dacă vor e prea fi prigoniți serios. De ai lor, în primul rând. Nu de lume, apoi de lume. Vor fi prigoniți de ceilalți creștini, nu? Care nu vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. Pentru că prigonitorii acestei femei, fost ministru de interne, nu sunt toți atei. Unii se declară creștini, nu? Dar în numele corectitudinii politice, ai postat, trebuie să intri în pușcărie pentru că ai postat un verset biblic. Iarăși dubla măsură și asta o vedem peste tot. Când e vorba de avort, se vehiculează, femeia este stăpână pe trupul ei, nu? Da. N-are voie nimeni să interfereze cu dreptul meu de a hotărâ pentru trupul meu. Când e vorba de vaccin, nu mai este același lucru. Ori asta dă de bănuit. Sau apropo da. De în atitudinea față de Black Lives Matter, organizație teroristă marxistă, ăsta e adevărul. Sunt genunchezi da. Pe terenul de sport în cinstea organizației marxiste
care a ucis oameni. Zeci de oameni au fost uciși în tulburările din America de Black Lives Matter. Da. Magazine incendiate. Poliția n-a intervenit, ci că răbufnirea lor e dreaptă, ci că uciderea lor e dreaptă. Foarte interesant însă și sintagma. Viețile nu neapărat ale negrilor contează, cum se dă interpretarea și care sigur că e corectă. Așa. All lives matter. Viețile negre contează. Deci nu viețile albe, neprihănite, viețile creștine, ci viețile negre. Deci se trece peste problematica rasei și se ajunge la problematica, să spun, spirituală. Grozav. Dar să revenim cu alte aspecte ale părtășiei suferințelor Domnului Iisus din textele noastre, din cuvântul Domnului. Suferință în ispitire, suferință... Da, îți spune în Evrei că Iisus a suferit prin ceea ce a fost ispitit. Da. Hristos a fost ispitit în toate felurile. Trebuie să recunoaștem că este suferință în ispită și în încercare. Dacă Iisus a fost ispitit în toate felurile, și noi vom fi ispitiți. Și este în suferință despre care se vorbește mai puțin. Suferința în ispitire. De ce ispitire aduce suferință? De ce spune Scriptura că Iisus a suferit prin ceea ce a fost ispitit? În ispita ne scoate din confort, din confortul nostru. Ispita ne dă o probabilitate că putem cădea. Ne încordează sufletele ispita. Și ca să respingem ispita, suferim. Pentru că firea pământească vrea. E bătălia între fire și duh. Natura nouă și cea veche. Și firea pământească vrea să cedeze ispitei. Și este această suferință a luptei cu firea pământească. E o suferință în luptă. E suferința încordării, suferința luptei. Și Hristos, faptul că a suferit în toate, zice că a suferit. Și mai spune în un alt aspect al suferinței că a desăvârșit prin suferință pe căpetenia lor. A fost desăvârșit prin suferință. Adică cum? Desăvârșire prin suferință? Adică suferință indispensabilă pentru perfecțiunea noastră. Și dacă a făcut asta cu Fiul lui Dumnezeu, să facă și cu noi. Că ne întrebăm de ce trebuie să sufăr? Pentru desăvârșirea ta poate fi un motiv, dacă ăsta e motivul. Da, părtășia suferințelor lui înseamnă să fiu părtaș și la suferința pentru desăvârșirea mea. Așa este. Nu doar pentru, din cauza ispitirilor, pentru desăvârșirea mea. În schimb, avem un verset extraordinar care ne arată că putem fi biruitori în orice ispită. 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care se credincios nu va îngădui, nu va permite să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Ce afirmație, ce asigurare extraordinară găsim aici. Să fim atenți la acest verset. Este foarte răstălmăcit versetul. Și arăt cum. Sunt oameni, predicatori, care zic înfermător. Că această promisiune este pentru toată omenirea. Că Dumnezeu promite fiecărui om de pe pământ că nu va îngădui să fie ispitit peste puteri. Este o afirmație imprecisă, pentru că acolo este promisiunea doar pentru copiii Domnului. Copiii Domnului. E clar. Deci, doar pentru ei este promisiunea că Dumnezeu nu permite să fie ispitit peste puterile lor. Este o cenzură a ispitei. O limitare prin providența restrictivă sau limitativă. Deci este această siguranță. Că eu nu o să fiu ispitit ca celălalt. Celălalt poate purta o ispită, eu nu pot purta. Dumnezeu îmi promite că nu m-a îngăduit să fiu ispitit. Este incredibilă atenția asta a lui Dumnezeu la toate ispitele mele. Deci Dumnezeu este interesat de ispitele mele, este interesat de încercările mele și îmi promite... Și ține seama de puterea mea de rezistență. Și îmi promite că nu permite peste puterile mele. Deci nimeni nu poate spune când a căzut în ispită a fost peste puterile mele, că atunci ar minți cuvântul. Nu a fost. Fiecare ispită era... Ai putut să te scapi, dar n-ai vrut. Al doilea adevăr este că pregătește ieșirea. Este exit. Este ieșirea din orice ispită și încercare, dar este ieșirea lui. Este o ieșire dumnezească. Și eu trebuie să prind care este această ieșire dumnezească din ispită, care este această ieșire dumnezească din încercare. Este o promisiune fantastică asta. Aici trebuie să fii în alertă și să vezi care e portița de scăpare. Dau un exemplu. Dintr-o localitate de lângă Reghin, am participat la plantarea acelei biserici într-o localitate, repet, cu
o populație de romi destul de mare și m-a impresionat gestul unui om simplu care a și trecut între timp la cele veșnice, avea anumite afecțiuni naturale, deci era bolnav și urma să îi se facă pensionarea. Și i s-a spus, s-au făcut, mă rog, analizele medicale, i-a spus ce are și i s-a spus, auzi, dacă ai declara și asta, că ai, ți-ar crește pensia de boală cu 400 de lei, să zic, cu o sumă. Și a zis, eu nu-l vând pe Iisus Hristos. M-a impresionat. Om simplu, din această etnie disprețuită de unii, dar care a zis nu. A fost portița de scăpare. A fost portița de scăpare, da. Putea să spună, oh, foarte bine, uite, dacă medicul îmi spune... Nu, putea să spună, 4 lei, 200 de la biserică, nu? Chiar unii așa fac, din banii fraudați, dau la biserică, nu? Ca să se liniștească. Da. S-a cam... mă rog, prins în vizor, s-a cam tratat aspectul acesta al suferinței, deci să învățăm de la Hristos cum a suferit El, pe multiple planuri, nu le-am surprins noi toate, evident, și să avem această părtășie, înțelegându-L pe Hristos în suferința Lui față de lume. Îmi amintesc acum o întâmplare, eu sunt și cu anumite ferestre în discuții ca să de lumină. Numai un părintele meu spiritual a zis așa, dacă o predică are o predică cu foarte multe ilustrații, este ca și o casă cu foarte multe geamuri. Dă multă lumină, dar nu ține căldură. Acum noi nu suntem la predică, suntem la o discuție. Și ci că erau doi ruși într-o cafenea. Ivan și Alioșa. Și îl întreabă Ivan pe Alioșa, zice, mă iubești tu, Alioșa? Cum să nu, Ivan? Păi am atâta respect și ai avut grijă de mine. Nu, zice, nu mă iubești. Dacă m-ai iubi, ai ști ce mă doare. Noi zicem că iubim pe Dumnezeu, dar oare împărtășim suferința din inima lui Dumnezeu pentru o omenire care moare în păcat și acest gen de suferință, de părtășia suferințelor lui Hristos, pentru cei nemântuiți ar trebui să ne mobilizeze, nu așa? Da. Da. Să mergem puțin mai departe, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Cum adică? Noi trebuie să ne identificăm cu moartea Lui și trebuie să ne identificăm cu învierea Lui. Pavel vorbește de această identificare cu moartea Lui în Romani 6, versetul 3 până la 5. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Deci, ca să fii una cu învierea, trebuie să fii una și în moarte. Deci, astea două sunt inseparabile. Nu poți să fii una în înviere fără să fii una în moarte. Pavel vorbește de identificarea cu moartea lui Iisus Hristos. Noi trebuie să ne identificăm, trebuie să ne gândim la această moarte și când luăm cina Domnului, noi ne identificăm cu moartea Lui. Spune că vestiți moartea Domnului până va veni El. Și într-un fel, cina Domnului ne ajută să ne identificăm cu moartea Lui. În ce sens? Vestim moartea Domnului. Luând acea pâine, care reprezintă trupul înfrânt, bând acel rod al vieții, care reprezintă în sângele lui Iisus Hristos, eu mă duc aminte de moartea Lui, eu mă duc aminte de moartea Lui pe cruce în locul meu. Deci este foarte importantă participarea noastră la masa Domnului, la cina Domnului, ca o identificare cu moartea lui Iisus Hristos. Și eu cred că e aici imaginea de botez, prin botez, botezul este o simbolistică a identificării cu moartea Lui, botezul în apă, dar și cina Domnului este o identificare cu moartea Lui. Și cina Domnului este experiență necesară pentru noi. Unii neglijează cina Domnului, neglijează să se identifice cu moartea Lui. Refuzul de a participa la cina Domnului este un refuz la identificarea cu moartea Domnului Iisus Hristos. Zice, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, nu? Părtășesc suferințelor și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Când
este o chestie practică asta. La cina Domnului eu mă identific cu moartea Lui și proclam moartea Lui. Și în același timp să mă declar mort față de păcat și viu pentru neprihănire. O fată era o, mă rog, într-o colectivitate de tinere care mergeau la discotecă, la distracții și așa, și la un moment dat asta n-a mai mers pentru că se întorsese la Domnul. Și asta i-au scris o scrisoare: vino, te rugăm repede. Zice, nu mai pot să merg că eu am murit. Sau a zis, Olga nu poate să meargă pentru că a murit. Și au venit astea speriate la casa familială. Ce s-a întâmplat cu tine? Păi zis că scrie aici că Olga a murit, tu ești vie. Păi zice, am murit față de păcat, nu mai sunt aceeași. Deci m-am identificat cu moartea lui Hristos. Da? Și o altă, un alt aspect la identificarea cu moartea lui este în Galateni 5:24. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Este o identificare cu moartea lui Iisus. Să-ți răstignești firea pământească cu patimile și poftele. Trăim o societate, într-o societate hedonistă. Dă-ți drumul la pofte. Sau unii sunt ucenici orbi al lui Freud. Totul se învârte în jurul sexului. Absolut toate sunt motivate de sex. Deci de patim și de pofte. Dă drumul la patim și la pofte. Identificarea cu moartea lui înseamnă, nu, eu mi-am răstignit firea pământească cu patimile și poftele. Deci este împotriva trendului hedonist. Axat pe plăceri. Și nu-i ușoară această identificare cu moartea lui. Nu-i ușoară. Nu-i ușor să-ți răstignești firea pământească în prăturile și poftele ei. Deci, să-l cunosc pe el, puterea învierului, părtășea cu suferințele și să mă fac asemenea cu moartea lui. Și se spune prima dată puterea învierii, pentru că fără puterea învierii n-ai putea să experimentezi nici suferințele și nici moartea. Deci este o logică în modul cum expune Pavel aceste dorințe ale inimii lui. Da, o întâmplare reală, am auzit-o la o întâlnire cu păstorii, cineva din Statele Unite a povestit că la ei, undeva într-o localitate din America, un bărbat tânăr extrem de puternic, solid, a avut un accident și s-a distrus efectiv craniul. Dar restul mădularelor erau perfecte, erau, mă rog... Și medicii au apelat la părinții acestui tânăr dacă e posibil să doneze inima unui bărbat la 50 și ceva de ani, care în absența transplantului de inimă ar fi murit. Părinții au acceptat. După ce s-a făcut bine cel care a primit transplantul, acesta a cerut să viziteze părinții ca să le mulțumească. Și ăștia au zis, cum să nu, ne vom bucura foarte mult să vii la noi să ne vizitezi. În timp ce venea bărbatul vindecat, ei și-au cumpărat un stetoscop. Și când a venit bărbatul acesta, au zis, vă rog frumos, desfaceți-vă cămașa. Am vrea să mai auzim ultima dată inima fiului nostru bătând în pieptul dumneavoastră. Cum să nu? Întrebarea este, dacă noi spunem că Hristos este în noi, Tatăl Ceresc sau cei din jurul nostru aud bătaia inimii Mântuitorului pentru o lume care e pierdută, pentru cei neajutorați și așa mai departe, cred că are de a face tot cu o identificare și o cunoaștere intimă a lui Hristos. Da. În practică, nu doar în teorie. Da. Te rog Pavel mai vorbește de alte aspecte ale identificării noastre și vreau să citesc din Coloseni 2:20. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoarele lumii, de ce și ca și cum ați trăit încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea, nu l-a gustat atunci când cu... Ce zice Pavel? Ați murit împreună cu Hristos față de anumite învățături. De să te identifici, nu, cu moartea lui Iisus față de anumite învățături. Da, ce enorm de mult expresia paulină. Ați murit împreună cu Hristos față de învățături. Care sunt învățături? Sunt învățăturile începătoare. Noi trebuie să murim împreună cu Hristos față de învățăturile care nu sunt după Noul Testament. Pentru că din nefericire, unii nu au murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoarele lumii. Un milițian s-a convertit după Revoluție, cred că erau deja polițiști, și nu a vrut să aibă mentor nimeni să-l învețe. A zis că el e suficient pentru sine. Și atunci a citit în Scriptură, în Vechiul Testament, că cineva a mâncat sulul cărții. Și a zis, și eu trebuie să mănânc foile Bibliei. Realmente e caz autentic. A început să mănânce foile din Biblie. Că
Deci problema este că el n-a murit față de învățăturile nebiblice. Și foarte mult în creștinism, noi n-am murit împreună cu Hristos față de învățăturile nebiblice. N-am murit. Încă le practicăm. Aici este drama creștinismului contemporan. Noi n-am murit împreună cu Hristos. Pavel spune foarte clar, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începutului lumii, de ce vă mai supuneți la porunci ca acestea? Deci Pavel zimplinează, trebuie să muriți împreună cu Hristos față de anumite învățături. Unii nu vor să moară. Și ce zic? Așa am primit credința, eu nu mă schimb. Dar tu trebuie să mori, mă, dacă nu e după Biblia învățătura aia. Trebuie să mori. Nu vor să moară, ei consideră tradiția mai importantă ca Biblia. Eu cred că și asta e un aspect. Din moment ce Pavel folosește expresia dacă ați murit împreună cu Hristos. Și tot în Coloseni, spune în versetul 12 din capitolul 2, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Îngropați împreună cu el prin botez. Deci, foarte important și botezul. Și cina Domnului și botezul au de-a face cu identificarea cu moartea lui. Sunt creștini care nu vor să se identifice în botez. Dom'le, eu cred că tălharul de pe cruce și suficient. Nu mai vreau botezul în apă. Dar aici spune, fiind îngropați împreună cu el prin botez. E important botezul în apă ca o identificare cu moartea lui. Noi trebuie să încurajăm toți oamenii care cred să se și boteze în apă. Toți oamenii care cred să se apropie și de cina Domnului. Că amândouă, și botezul și cina Domnului sunt identificări cu moartea Domnului Iisus Hristos. Pe verticală, în primul caz, la botez și pe verticală și orizontală la cina Domnului. Și mai mult zice, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, aici nu dacă ați murit, deci Coloseni 3:1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aici deja trecem la aspectul dacă voi putea să ajung la învierea din morți. Credea Pavel în învierea morților. Cum se numea, zice, dacă voi putea? Ce a vrut să spună oare? Nu cumva se leagă cu de Coloseni 3, dacă am înviat să fiu, să împărtășesc învierea lui Hristos și să mă dedic scopurilor lui Dumnezeu. Eu așa văd aici. Nu că ar fi avut el un dubiu. Nu a avut niciun dubiu. Nu a avut niciun dubiu despre asta. El cred că ce a scris în Coloseni 3:1 se poate aplica la el. Deci, am înviat împreună cu Hristos, vreau să umblu pe lucrurile de sus, vreau să mă gândesc la lucrurile de sus. Căci voi ați murit, scrie versetul 3, iată moartea, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea omorâți, da? Participați la moartea, a ceea ce trebuie omorât, și participați la lucrarea în învierea care vi s-a dat, noua făptură cu noile preocupări, cu noile viziuni, perspective, dorințe și așa mai departe. Mai avem 10 minute și haideți să tragem niște concluzii la tot ceea ce înseamnă cunoașterea lui Hristos, la tot ceea ce înseamnă ce obiectiv, la ceea ce am reușit să identificăm din această dorință a Apostolului Pavel de a-L cunoaște pe Hristos, puterea învierii, părtășia suferințelor, asemănarea cu moartea lui Hristos și învierea împreună cu Hristos și pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce mai putem să le spunem celor care ne urmăresc? Observăm că toate sunt centrate pe Hristos. Nu? Să-L cunoști pe Hristos, puterea învierii lui Hristos, părtășia suferințelor lui Hristos, să te asemeni cu moartea lui Hristos. Dar de ce totul e centrat pe Hristos? De ce totul e centrat pe Hristos? Că unii nu vor să fie centrați pe Hristos. Vor să fie centrați pe religie. Anticristul va duce o religie fără Hristos. Dar va avea ritualuri faine. Va avea ritualuri atractive, morale. Unele. De ce totul pe Hristos? De aici aș vrea să plec. Că tot ce am vorbit eu e centrat pe Hristos. Este această centralitate a lui Hristos. În Hristos, spune în Coloseni, în capitolul 2, să cunoască taina, și cu versetul 2 și 3, să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. În Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. În El. Deci Hristos trebuie să fie visul nostru.
Hristos trebuie să fie ținta noastră. Și Pavel merge până acolo încât spune că pentru mine a trăit este Hristos. Este El, este o persoană. Sunt acum, e tendința foarte mare de sinucideri. Și ce zic ei? Nu mai am sens, nu mai are motiv, nu am motiv pentru care să trăiesc. Întotdeauna avem acest motiv. Pentru mine a trăit este Hristos. Și Hristos nu te lasă să te sinucizi. Când ne vom recentra, se vorbește de marea resetare, nu? Adică eliminarea capitalismului, noul socialist global, eliberarea de proprietăți, nu? Filmul ăla care a luat Oscarul, a mers pe ideea ce bine se simt oamenii fără proprietăți. Deci mental se pregătește ideea de mare resetare. Iar poporul român e unul dintre națiunile europene cu cei mai mulți proprietari. Da. Bun. Aș folosi o altă terminologie. Marea recentrare. Uh-huh. Să te centrezi pe Hristos. Pentru mine a trăi este Hristos. Și de aici derivă să-L cunosc pe El, de aici derivă puterea învierii Lui. Trebuie o mare recentrare în viață. Îmi recentrez viața pe Hristos. Și spune în Filipeni, nu? În gândurile. Spune Noul Testament, gândurile noastre să fie supuse, nu? Lui Hristos. Totul pleacă de la gânduri. Marea recentrare trebuie să înceapă cu gândurile, apoi cu vorbele, apoi cu faptele. Există acea succesiune, da? Gânduri, dacă îmi permiți. De obicei, un gând naște un cuvânt. Un cuvânt naște o faptă. O faptă prin repetare naște un obicei. Un obicei formează un caracter. Și un caracter conduce la un destin veșnic. Iată de ce pocăința, soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, pornește de la gând. Pentru că de la gând... Metanoia, schimbarea gândirii. Da. Până și definiția. Deci marea recentrare trebuie să înceapă cu gândurile noastre. Gândurile noastre să se centreze pe Hristos. Apoi vorbele noastre să se centreze pe Hristos. Faptele noastre să se centreze pe Hristos. Fără marea recentrare vom fi zdrobiți de marea resetare. Interesant. Având marea recentrare, vom rezista la marea resetare. Globalismul aberant. Ăsta ar fi sinonim la marea resetare, un globalism aberant. 7 minute mai avem până la final. Ești și profesor la un liceu creștin în Oradea. Cum primesc elevii dacă li se aduce și o învățătură axată pe această centrare pe Hristos? Sau se păstrează o poziție echidistantă doar la dirigenție? Sau ne spui ceea ce se poate spune, evident. Noi credem în integrarea credinței în toate materiile. Uh-huh. Adică, integrarea credinței la matematică, în biologie. Integrarea credinței la toate materiile. Aceasta este linia AXI, linia Asociației Creștine Internaționale a Școlilor. În ce înseamnă această integrare? Adică, că poți să faci o referire la credință, la o disciplină, nu trebuie, poate fi un minut numai, nu? Dacă ești la biologie, poți să faci referința, omul e capodopera lui Dumnezeu. Uitați ce trup are, nu? Elevul imediat asociază, zici profesorul de biologie, nu? Omul este capodopera lui Dumnezeu, așa e? Sau la geografie, nu? Cine a făcut munții? Cine a făcut râurile? Paleontologie, am cărțile acelea și eu. Și vedem în Apocalipsa, nu? În Îngerul Apelor, îi lăuda pe Dumnezeu. Deci mergem pe această integrare a credinței la toate disciplinele. Pentru că, practic, toate disciplinele și-au originea în Sfânta Scriptură. Deci nu mergem doar pe religie și la teologie. Toate este o integrare, dar o integrare nu forțată, nu didacticistă, ci o integrare armonioasă, o integrare logică și înțeleaptă. Doi, mergem, respectăm fiecare om cu concepțiile pe care le-a. Nu forțesc chestiile astea. Îi respecti. Are ateu, respecti. Îl iubești. Dar îi spui elemente ale credinței. Pentru că foarte mult contează și cum spunem lucrurile. Dacă mergem pe forțare... Mai mult contează cum spui decât ce și spui. Și dacă mergem pe dispreț... Nu, fără dispreț. Fiecare e respectat, fiindcă e creația lui Dumnezeu. Noi mergem, respectăm pe fiecare creație lui Dumnezeu. Nu mergem pe forțare elevului. Elevul își poate să-și păstreze punctul lui de vedere, dar mergem pe exprimarea credinței noastre într-un spirit de iubire și într-un spirit de înțelepciune. Deci iubire și înțelepciune. Asta e modul nostru de a fi. Inserăm elementele credinței în orice disciplină într-un spirit de dragoste și de înțelepciune, respectând omul. Și fără să-l constrângi să schimbe punctul de vedere. Nu se face prin constrângere. Domnul Iisus bate la ușă și așteaptă să-i se deschidă. Cel rău forțează. Pentru că se face prin o schimbare a gândirii.
Uneori această schimbare a gândirii e un proces de ani de zile. Ne bucurăm că avem păstori puternici care au terminat la liceul nostru. Astăzi sunt păstori. Și sunt păstori nu doar baptici, ci pentecostali. Avem foști musulmani, chiar doi foști musulmani care sunt păstori baptiștilor actuale. Avem de altă religie. Bine, avem să nu se înțeleagă că au fost elevi la liceu? Nu, sau? Nu. Când au venit erau deja creștini. Da, deci da, nu noi am schimbat. Am ei tocmai de au venit. Nu, nu. Da. Foști musulmani că noi... Da, da. Au venit din zona Dobrogei. Da, din zona Dobrogei. Da. Deci, proclamăm pe Hristos într-un spirit de înțelepciune și de iubire, fără să constrângem un om. Pentru că nici Dumnezeu nu constrânge. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu constrânge. Îți spun în față binele și rău. Da. Dacă ai vrea să încheiem cu versetele de după versetele 9 și 10, 9, 10 și 11, sau 10 și 11, pardon, din Filipeni 3, deci după versetele 10 și 11 sunt câteva gânduri, două, trei versete, cred că în trei versete, care pot fi o concluzie a ceea ce am discutat noi până aici, mai ales a ceea ce a spus Apostolul Pavel în versetele anterioare. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Se repetă ideea de alerg. Alerg. Iar la capătul vieții, Pavel spune, mi-am sfârșit alergarea. Alerg. Cum aleargă Pavel? Cum? Se aruncă spre ce este înainte. Uitând ce este în urmă. Uitând ce este în urmă. Și aleargă spre țintă. Deci alergarea are o țintă. Nu aleargă haotic. Nu? Are o țintă alergarea lui. Care e ținta lui? Premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Deci tot Hristos Iisus este. Acest premiu este în Hristos Iisus. Tot centrat pe Iisus. Alergarea lui este cristocentrică. Este centrată pe Hristos. Este un premiu al chemării lui Dumnezeu, chemării cerești, dar e în Hristos Iisus acest premiu. Foarte important să alergăm și noi având țintă pe Hristos. Și să ne gândim la un premiu al chemării cerești al lui Dumnezeu. Este un premiu. Sunt răsplătiri dumnezeiești. Și trebuie să ne gândim la răsplătiri. Hristos la biserică, în Apocalipsa, din capitolul 2 și 3 din Apocalipsa, vorbește de răsplătiri cerești. Cel ce va birui va moșteni, cel ce va birui va primi, cel ce va avea acces. Trebuie să vorbim și despre premiul ceresc, de răsplătirile cerești. Recompensa divină. În Hristos Iisus sunt răsplătiri cerești. Deci, din moment ce Biblia vorbește, noi trebuie să ne gândim la aceste răsplătiri cerești, care sunt realități viitoare. Și Scriptura deschide ferestre. Apocalipsa 2 și 3 sunt niște ferestre la aceste răsplătiri cerești. Cred că dacă alergăm, având țintă pe Hristos și gândindu-ne la răsplătirile cerești, alergarea noastră va avea succes. Un cuvânt, câteva propoziții, o frază, cât vrei să le spui telespectatorilor, că merită să-L cunoască pe Hristos și să dea curs citirii cuvântului sau audierii, știu eu, unor emisiuni sau alte forme de edificare, tocmai prin prisma faptului că cunoașterea lui Hristos este vitală pentru biruință și pentru viața de dincolo. Câteva gânduri de final, într-un minut, două. Ca o concluzie a concluziilor, aș pleca la ce spune Pavel în Efeseni. Să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice imaginație ca să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Știind că cel mai important lucru în viață este să iubim, să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice imaginație ca să ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Cea mai mare este dragostea. De aceea consider că la concluzia concluziilor din emisiunea noastră este să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, orice imaginație, să cunoaștem. Și atunci ne vom umple de plinătatea lui Dumnezeu. Nu este altă cale, nu este altă posibilitate să ne umplem de toată plinătatea lui Dumnezeu decât prin cunoașterea iubirii lui Hristos care întrece orice imaginație. Domnul să ne ajute. Nu-mi rămâne să spun altceva decât amin, așa să fie.
Mulțumim invitatului nostru, mulțumim lui Dumnezeu, ne bucurăm că mai există posibilitatea aducerii în căminele noastre a cuvântului Evangheliei. Estimez că nu va dura foarte mult mesajul creștin liber răspândit în Europa și în lume, până când el se răspândește, fie să acumulăm, să ne hrănim pentru a ne fortifica, pentru a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos și a fi în stare să trecem prin suferință, chiar prin moarte, de dragul lui. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc tare mult invitatului.